domnule Andrei Dimitriu, doamnelor și domnilor, distinși invitați, dragi prieteni, în general, discursurile de deschidere ale unor evenimente, în cazul de față al acestei lansări, a numărului 809 din revista Memoria, încep cu mulțumiri și nu aș vrea să fac o excepție și mi-aș îndrepta primele mulțumiri către doamna Micaela Ghițescu, o doamnă ce a făcut atât de mult pentru ca această revistă să supraviețuiască atât de mulți ani și fără eforturile căreia nu ne-am fi putut afla astăzi aici. Nu întâmplător, astăzi se împlinesc 6 luni de când dânsa nu mai este printre noi. Aș mulțumi în continuare domnului Andrei Dimitriu, gazda noastră, unul dintre prietenii sinceri și devotați ai revistei Memoria, care a fost alături de această publicație de-a lungul timpului și a oferit cu generozitate spații în cadrul Ateneului Român pentru lansări și evenimente aniversare. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți. Știu din propria experiență cât de dificil este să mai inserez în agenda un eveniment în ziua de astăzi, când se întâmplă atât de multe, o adevărată avalanșă de evenimente legate de istoria comunismului și a post-comunismului și apreciem în mod deosebit faptul că v-ați rupt din timpul dumneavoastră pentru a fi în seara aceasta alături de noi. Mulțumiri duetului Ana și Marius Boldar, cei care ne vor încânta în această seară pentru că au acceptat să vină și să fie și ei la rândul lor alături de noi. 109 numere dintr-o revistă culturală cu apariție trimestrială pare un miracol. De altfel, un vechi prieten, când i-am trimis invitația să vină la lansare, mi-a răspuns să citez mai incitat pentru că nu știam că revista mai apare. Încheie citatul. Știm cu toții că e foarte posibil să fi existat unii de-a lungul timpului care să-și fi dorit ca revista Memoria să nu mai apară și, în egală măsură, au fost și sunt destul de mulți cei care așteaptă cu nerăbdare apariția fiecărui număr. Și dorința acestora, din urmă, în special, este cea care a impulsionat de-a lungul anilor pe membrii echipei revistei să continue. Longevitatea revistei se datorează însă și faptului că încă de la început a fost mai mult decât un proiect editorial. Fundamentul pe care a fost construită Memoria a fost foarte solid, scopul ei fiind acela de a transmite conștiința luptei pentru libertate de la generațiile care au suferit în anii comunismului către generațiile următoare. Pentru că, dincolo de represiunea fizică, îndreptată împotriva opozanților reali, potențiali sau imaginari, și mă refer aici la miile de persoane care au fost ucise, zecile de mii de persoane care au trecut prin închisori, lagăre și a zecilor de mii care au fost deportate, au existat milioane de victime care au suferit în grade diferite în cei 45 de ani de regim comunist în România. Dar regimul comunist a luat măsuri și în zona culturală și a ideilor și efectele le vedem până astăzi. Iar una din ideile de la care echipa ce a inițiat revista Memoria, în 1990 a plecat, a fost și aceea de a contracara efectele acestor demersuri concertate de creare a unui om nou. Și aș da aici, cu permisiunea dumneavoastră, un fragment din articolul care deschidea primul număr al revistei, semnat de domnul Banu Rădulescu. Astfel, revista voia, citez, să redea memoriei acestui neam funcția ei normală, fiziologică. Să o facem să respire iar, cu forța ei firească, în singurul climat care îi priește al necontrafacerii. Fiindcă multe ne pot minți în viață, trecutul însă niciodată. Am încheiat citatul. Și tot domnul Banu Rădulescu m-a afirmat și că, citez, azi oamenii de pretutindeni își caută cu febrilitate drepturile la o viață mai luminoasă, care nu poate începe decât cu libertatea. Ori, în cadrul acestei libertăți, pe prim plan stă libertatea gândirii, adică gândirea nearestată. Atingerea acestui deziderat nu este posibilă însă fără un apel permanent la memorie.
De-aia e fundamentul pe care ne edificăm prezentul și ne prospectăm viitorul. E sensul în care și noi ne-am propus să-l folosim cât mai cuprinzător valoroasa zestră. Am încheiat citatul. De-a lungul anilor, personalități din țară și străinătate, nume de seamă ale societății civile, foști deținuți politici, foști veterani de război, deportați, victime ale regimului comunist, cetățeni reprezentând diferite categorii socioprofesionale care au trăit în comunism, sau tineri care s-au născut după 1990, precum și numeroși istorici, au publicat articole în această revistă. Pentru moment eu mă opresc aici și îi invit pe domnul Marius Boldea și pe doamna Ana Boldea să ne încânte cu un mic interludiu muzical.